Joan Celim, Ostela Ruto și Delfin Meringor sunt cele mai noi achiziții ale secției de atletism ale clubului Steaua București. Cele trei kenience, eligibile pentru a reprezenta România, își doresc calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Cu timpul de 2 ore și 26 de minute, Joan Celim este deja calificată la întrecerea olimpică de anul viitor din Japonia în proba de maraton. Învingătoare în mai multe curse de semi-maraton, Celim crede că este timpul să câștige și o medalie olimpică. Vreau să obțin cele mai bune performanțe pentru Steaua și pentru România, să devin campioană olimpică și recordman mondială. Știu că România are o campioană olimpică la maraton. Am ales atletismul în primul rând pentru că la noi în familie toată lumea alerga, dar îmi place cu adevărat acest sport. Kenya domină cursele de fond pentru că este o țară de alergători. Mâncarea este sănătoasă, iar altitudinea țării de peste 3000 de metri ne avantajează. La noi sunt distanțe mari până la școală. Eu alergam zilnic 10 km, dar face parte din viața noastră de zi cu zi. Vreau să câștig fiecare cursă la care au parte să fiu cea mai rapidă. Stella Ruto are 20 de ani și alergă 3000 de metri obstacole, în timp ce Delfin Meringor de 25 de ani, este specialist în proba de 10.000 de metri și semi-maraton. Meringor este câștigătoarea semi-maratonului de la București de anul acesta cu un nou record al cursei. Vreau să câștig fiecare cursă, să devin campioană olimpică și mondială. Îmi place mâncarea românească, în special supele. Vreau să mă calific la Jocurile Olimpice unde să obțin o medalie. Alerg 3.000 de metri obstacole și cred că este proba care mi se potrivește cel mai bine. Profesorul Carol Shanta antrenează de peste 11 ani în Kenya și este încrezător că atletele steliste își pot atinge obiectivele. Calificarea la Jocurile Olimpice, dar și o medalie la Tokyo. Se pregătesc cu mine de aproximativ 2 ani și eu sunt tare încrezător în potențialul lor, dorința lor de afirmare și rezultatele lor de acum îmi dau siguranța că ele vor reuși să îndeplinească obiectivele care le așteptăm și care le așteaptă toată lumea de la ele. În perioada rece se vor pregăti acasă în Kenya, unde clima este perfectă pentru antrenament, e altitudine de aproape 3000 de metri, după care cu siguranță o să fie perioade de pregătire în România și eventual modelarea Jocurilor Olimpice undeva, poate chiar în Japonia. Joan deja are baremul de calificare, celelalte două fete, începând din luna aprilie, vor încerca să-și realizeze baremul. Forța Steaua!